La nivelul întregii țări au fost înregistrate în jur de 2000 de cazuri de îmbolnăviri cu rujeolă. Deși acestea au fost semnalate sporadic în 29 de județe ale țării, numărul pacienților este suficient de mare pentru a fi declarată epidemie la nivel național. În ceea ce privește Maramureșul, deocamdată putem sta liniștiți. La noi nu a fost semnalat niciun caz de rujeolă, potrivit declarațiilor medicului epidemiolog Carmen Sima de la Direcția Județeană de Sănătate Publică Maramureș. În fapt, după cum spune ministrul Sănătății Alexandru Rafila, declararea epidemiei de rujeolă în România înseamnă o schimbare pe termen scurt a politicii de vaccinare. Astfel, copiii cu vârste între 9 și 11 luni vor primi mai repede o primă doză de ser. Este un vaccin suplimentar care se face mai timpuriu, încât cei mici să nu fie victime și să fie protejați de îmbolnăvire. Îmbolnăvire care poate duce la complicații sau chiar la deces. Rujeola sau pojarul, cum îi se mai spune în popor, afectează mai întâi sistemul respirator, iar apoi se răspândește în restul corpului. Boala poate avea complicații la copiii de până la 5 ani sau la bebeluși, dar poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă. Un risc crescut îl au persoanele nevaccinate, cele cu imunitate scăzută și gravidele. Primele simptome ale rujeolei la copii seamănă mai degrabă cu cele ale gripei, febră, tuse, rinoree, ochi roșii, durere în gât, mici puncte pe limbă și în interiorul mucoasei bucale. Ulterior apare erupția cutanată, care durează în general o săptămână și se manifestă pe tot corpul. În România, calendarul național de vaccinare recomandă administrarea a 2 doze de vaccin RORE copiilor. Pentru adulți, vaccinarea este posibilă oricând, tot cu 2 doze. Statisticile arată că una din 4 persoane care fac rujeolă are nevoie de internare în spital, iar fără vaccinare, în medie, 1 din 1000 de bolnavi de rujeolă moare.